Scorpionul e vedeta zodiacului. Acum, pe 8 noiembrie, se încheie periplul lui Jupiter prin zodia Scorpionului și de aici încolo tot Jupiter va aduce Scorpionului un câștig financiar, o constantă, mai bine zis, financiară. Scorpionul trebuie să mai aibă grijă de relația de cuplu, să nu apară pe acolo niște fluctuații, în sensul că pot apărea niște puseuri de gelozie care pot strica destul de mult și se pot întâmpla lucruri noi la serviciu, în casa partenerială de afaceri și, în general, în anul care vine, el trebuie să fructifice, sau mai bine zis, are șanse să fructifice tot ce a câștigat în decursul acestui an.